permită selecția profesorilor, autonomie care să le permită să decidă într-o pondere mai mare curriculumul la decizia școlii, nu în sensul în care completăm acum normele, ci în sensul în care copiii au nevoie să evolueze prin acest curriculum la decizia școlii. Poate că toate școlile ar trebui să fie autonome. Sincer, vă mărturisesc că parcă n-aș avea suficient curaj în acest moment să spun că da, prin viitoarea lege, toate școlile sunt autonome. Dar aceste școli care au dovedit de-a lungul atâtor ani că prin tradiție și prin cultura instituțională știu să-și gestioneze bine problemele cu care se confruntă, eu cred că ar putea să încercăm și sigur că măsură ce vedem că acest lucru este favorabil creșterii performanței procesului de învățământ, să extindem acest lucru. O să spuneți, dar de unde vine? Păi iată, universitățile n-au avut autonomie până la legea 84. Începând cu legea 84, universitățile au căpătat ceea ce se cheamă autonomie universitară, care este înscrisă și în Constituție. Ce le-a permis? Le-a permis, în primul rând, să gândească evoluții strategice pe care să și le asume și pe care să le urmărească. Și să vă dau un singur exemplu, sau două poate, dacă, de exemplu, într-un ranking internațional din 2009 intrau doar 9 universități din România, acest ranking se face pe baza activității de cercetare care se înregistrează în bazele internaționale de date, în urma publicării articolelor de către membrii comunităților universitare. Deci dacă în 2009 erau doar 9 universități din România, astăzi sunt 24. Ceea ce, după părerea mea, arată cât a însemnat modul acesta de autogestiune a problemelor universității și, în același timp, de urmărirea obiectivelor pe care universitățile și le-au propus. Dacă în urmă cu 4-5 ani nu exista nicio universitate cu niciun domeniu în cel mai serios și exigent clasament internațional Shanghai, astăzi sunt 12 universități cu 29 de domenii științifice. După opinia mea, sunt suficiente aceste două exemple să arate că autonomia a produs efecte benefice asupra evoluției lumii universitare și sper că aceste efecte să se înregistreze și prin acest principiu al autonomiei pe care să-l generăm și pentru învățământul preuniversitar.